La o primă ascultare și impresie, Carina poate surprinde pe oricine cu apartenența ei geografică, dar nu numai. Sunt din Baia Mare, am crescut în Spania, dar locuiesc în Londra. Sunt asistentă stomatolog, dar în același timp lucrez ca supervisor la un hotel și studiez business management. Carina a părăsit țara la numai 4 ani pentru a reveni din nou în România la 16 ani. Vorbește spaniola fluent, iar detaliile din viața ei surprind la fiecare pas. Cel mai dificil moment din viața ta care a fost? Când a trebuit să ne mutăm din Spania în România și eu nu știam să vorbesc bine românește, nu cunoșteam pe nimeni. Și nu vorbeai română? Înțelegeam, cu toate că mi-o vorbeam românește, dar nu vorbeam, mai mult înțelegeam. Nu înțelegeam logica oamenilor, nu puteam să mă prietenesc, că sunt foarte sociabilă, foarte prietenoasă, dar când am ajuns aici, nu înțelegeam lumea de aici, efectiv. Dar ce anume? Mentalitatea oamenilor. În ce sens? Mi se părea că aici sunt foarte maturi, copiii de vârsta mea. Cunoșteam persoane de odată cu mine, aveam impresia că au 23 de ani. Mi se părea foarte matur și fetele în sine, machiate, așa, nu știu. Ce înseamnă pentru tine România? Cât mai ești delegată de țara asta? Înseamnă mai mult ca Spania. Mă simt mai mult ca acasă aici, dar prin faptul că am crescut în Spania, sunt așa, la mijloc. Și Londra cum e, comparativ cu... Uai, e o țară foarte grea, n-ai viață socială, nu... Nu? Nu. Un aspect din viața ei pe care Carina îl dorește schimbat și se pare că aici a nimerit exact unde trebuie. Ce speri să găsești în casa mireasă? Să găsesc un băiat cu care să mă înțeleg, să știe ceea ce vrea de la viață. În toată lumea asta mare în care te-ai plimbat, n-ai reușit să găsești pe cineva? Numai ghinioane am avut. Când credeam că e persoana potrivită, se întâmpla ceva. Acum 2 ani am avut o relație, 4 ani, băiatul din Baia Mare. Am stat împreună, ne-am înțeles foarte bine și am plecat la Londra, dar am plecat pur și simplu 2 săptămâni. Și cu o săptămână înainte să vin, am aflat că el mă înșală cu alta. O tipă care ieșea cu noi în grup, la mine în casă, efectiv. Și de atunci am rămas un pic așa fixată pe chestiile astea. Nu mai am încredere în nimeni. Și el cum s-a justificat? Nici cum. Am zis că nu pot să trec peste, eu plec. Nu stau în Baia Mare la facultate, nu stau în Cluj, am zis că eu plec. În Londra să-l uit, să nu mai știu de el. Cu inima rănită, Carina și-a încercat norocul în Anglia, sperând ca dragostea să-i surâdă într-un final. Ultima relație, când s-a încheiat? Acum o lună jumate. Nu ne mai înțelegeam de mult, doar am mai tras de relație, să fie tras. Dar de cât timp erați împreună? 9 luni. A fost o încercare, să zicem. L-ai cunoscut în Londra? Da. Dar poate a treia oară e cu noroc. Carina speră ca odată cu înscrierea la emisiunea noastră să-și schimbe destinul. Există vreun băiat anume care te-ar interesa? Alexandru. Mai e bătălie pe Alexandru, mă dă seama. Nu ești singura interesată de Alexandru. Da. La Alexandru îmi place caracterul lui și fizic. Doar el? În cazul în care... Mihai, dar Mihai nu tare aș vrea, că văd că începe să se cunoască cu Bianca. Mihai îmi place că e matur, liniștit și calculat. Ei doi momentan. Prefer să-i cunosc personal pe toți. Însă experiența de până acum a învățat tot ce trebuie și ce nu trebuie să accepte din partea unui bărbat. N-aș putea accepta să mă înșele, în primul rând, și lipsa de respect și violența. Și cum ar trebui să fie bărbatul lângă care te vezi? Înțelegător, afectos, să-mi dovedească că o să pot avea încredere în persoana respectivă. Fizic nu mă interesează, nu sunt o persoană care mă ia după fizic. Și matur, să ne putem înțelege între noi, să vorbim lucrurile, să putem să ajungem la o înțelegere. Bine ai venit în Casa Mireasa în live, îți spun oficial, Carina. Mulțumesc. Ce emoții ai! Trebuie să vorbești un pic mai tare, pentru că oamenii ăștia ne-au pus așa la distanță și trebuie să te aud. Bine. Ești emotivă? Puțin. Puțin, o să-ți treacă repede. Da. Mai sunt și alte fete emotive, dar o să vezi că zi de zi, când ne întâlnim, o să fie mult mai ușor aici, când ne vedem între 2 și 4. Cum e Casa Mireasa? Cum te-ai adaptat? Bine. Da, ne-au primit foarte frumos toți. Nu știu, mă înțeleg bine cu toată lumea momentan. Totul e foarte bine. Totul e foarte bine, da?